Vorbim astăzi despre psoriazis. Psoriazisul este o boală foarte bine cunoscută și destul de răspândită în populație. Mai nou, a ajuns la o incidență în jur de 3-3,5%. Asta înseamnă că dintr-o clasă de elevi, unul va avea cândva psoriazis. Este destul de mult. Se datorează acest fapt creșterii stresului cotidian, creșterii poluării, creșterii dezechilibrelor alimentare. E o boală cronică. Asta înseamnă că dacă am apucat să o avem, vom trăi cu ea toată viața. Deci trebuie să învățăm să ne reeducăm viața în așa fel încât pusele de psoriazis să fie cât mai rare și să nu ne încurce în viața noastră socială, în profesie, în carieră, în tot ce înseamnă mediul nostru ambiant. Boala cronică este determinată în primul rând de un factor genetic. Un determinism genetic există întotdeauna, chiar dacă nu întotdeauna putem identifica acea rudă care are psoriazis. Acest lucru se datorează faptului că psoriazisul este codat de mai multe gene care nu sunt transmise întotdeauna uniform. Practic, pacientul are un fel de setare ascunsă pe care anumiți factori de mediu, pe care o să-i discutăm imediat, o declanșează într-un anumit moment și fac să apară manifestarea clinică a bolii. Boala se manifestă clinic prin plăci roșii cu o descoamare albă, sidefie foarte, foarte densă și foarte supărătoare. Pacientul de cel mai multe ori lasă scoame albicioase în urma sa. Plăcile pot fi de cel mai adesea numulare, le numim noi, adică de dimensiunea unei monezi, dar pot să și conflueze sau pot să fie, mai ales la copii, foarte mici de dimensiunile unor picături. Cam unul din cinci cazuri pot avea determinare articulară. Pot face artrită psoriazică. Este o formă destul de severă, progresivă și care necesită tratamente speciale. Unii pacienți au afectare unghială. De asemenea, supărătoare, cel puțin din punct de vedere estetic. Care sunt factorii pe care îi putem controla în așa fel încât să prevenim pe cât se poate, dacă nu declanșarea psoriazisului, pentru că n-am știut că putem avea, măcar declanșarea puselor ulterioare? Cel mai cunoscut dintre toți este stresul. Aici trebuie să știm cu toții că nu atât un stres ocazional, un deces, un divorț, o pierdere a locului de muncă pot declanșa psoriazisul, ci mai ales terenul anxios predispus la a prelua stresurile și a le lua foarte în serios, cele mai mici tulburări și perturbări din viață. Din acest motiv, pacienții care au psoriazis și se știu mai emotiv și cu un teren mai anxios, au recomandarea de a merge la psiholog care să învețe să se descarce de aceste stresuri și să nu le mai lase să le afecteze viața cotidiană. Infecțiile sunt un alt factor, mai puțin cunoscut, mai frecvent la copii. Când observăm că un copil face psoriazis, deci o persoană dezvoltă boala înaintea vârstei de 20-30 de ani, care este considerată statistic vârful de vârstă de declanșare, înseamnă că acel copil are în spate de cele mai multe ori o infecție, mai ales dacă aparența bolii este cu plăcuțe mici care arată ca niște picături. Cea mai frecventă infecție care determină psoriazisul este infecția streptococică. Amigdalite, faringite, streptococul este considerat un superantigen. El determină din partea organismului un răspuns imunologic extrem de amplu care poate să trezească acea genă adormită a psoriazisului. De aceea, părinții care au psoriazis sau știu că au psoriazis în familie, trebuie să fie mult mai atenți cu copiii lor decât poate ar fi fost dacă n-ar fi avut, pentru a-i trata cât mai repede de orice fel de infecție în gât. La adult, cea mai frecventă infecție care duce la apariția puselor de psoriazis, din fericire nu foarte frecventă la noi în țară, este infecția HIV. Dar atunci când avem pusee de psoriazis necontrolate la un adult, trebuie să verificăm dacă pacientul respectiv nu cumva a dobândit acest virus. O altă cauză frecventă, pe măsură ce progresăm în vârstă, este medicația asociată pentru alte boli. În special, medicamentele beta-blocante și așa numitele inhibitoare de enzime de conversie, care sunt medicamente care se folosesc în tratamentul bolilor cardiace.
Sunt medicamente foarte răspândite și mai nou sunt folosite în combinații de pilule, în așa fel încât aproape orice pacient are, care are o boală cardiacă are în paleta sa de tratament unul din aceste elemente. Dacă pacientul are gena psoriazisului, are o predispoziție foarte mare și un risc foarte mare de a declanșa un psoriazis ca adult, pe care nu l-a declanșat ca și copil nici pe infecție și nici pe stres. De aceea trebuie colaborat cu medicul cardiolog pentru a vedea și a găsi o soluție care să fie convenabilă și acestui tip de pacient. Aici este o altă mențiune de făcut, că studiile mai recente arată, din păcate, că pacienții cu psoriazis activ au un risc mai mare, semnificativ mai mare decât populația generală, de a face boli cardiace, plecând de la fibrilație și terminând cu bolile ischemice, de a face boli metabolice de tipul diabetului zaharat, care și ele sunt, după aceea, un factor de risc suplimentar pentru decesul de boală cardiacă. Un alt factor de risc pentru psoriazis sunt traumele mecanice la nivelul pielii. Și aici vreau să fac o atenționare specială. În momentul în care un pacient are psoriazis activ, deci are cel puțin o placă de psoriazis netratată pe piele, dacă se zgârie pe piele în zona plăcii sau uneori chiar și la distanță, pe zona zgârieturii apare psoriazis. Fenomenul se numește codeterminare, are și un nume propriu, fenomenul Koebner. Acest lucru duce cel mai adesea la întreținerea și prelungirea puseelor aparente de psoriazis, pentru că, în general, pacienții nu au răbdare să-și trateze până la capăt toate plăcile, rămâne o plăcuță sau două activă, traume există, acesta este și motivul pentru care cele mai frecvente plăci de psoriazis apar în zonele de frecare, la coate, la genunchi, în scalp, în zona lombară, în palmă, în talpă. Sunt zone unde ne zgâriem, unde lucrăm, unde ne traumatizăm pielea pe zona respectivă și acelea sunt zonele de rezistență. Ca atare, în momentul în care începem să tratăm un puseu de psoriazis, trebuie să o facem pe toată suprafața corpului care este afectată și până la capăt. Un tratament complet durează aproximativ o lună, ca să poată să reușească să schimbe metabolismul accelerat care există la nivelul plăcilor de psoriazis. Un alt factor declanșator demonstrat recent, la care se observaseră de mai multe vreme corelații cu pusele de psoriazis, dar acum s-au demonstrat pe studii clinice foarte vaste, este fumatul. Mai ales psoriazisul cu plăci stabile, active, este declanșat de fumat, de fumatul activ și de fumatul pasiv. Ca atare, psoriazicii ar trebui, au un motiv în plus să renunțe la acest obicei și să evite zonele unde se fumează. Factorii endocrini sunt de asemenea declanșatori ai puselor de psoriazis. Acest lucru este evident valabil în special la femei care au oscilații endocrine ciclice și la care de obicei, de exemplu, sarcina ameliorează afecțiunea, dar imediat post naștere există un vârf, probabil și datorat stresului suplimentar generat de apariția bebelușului. Mai sunt și alți factori, dar ceva mai puțin importanți. La unii pacienți, ultravioletele au rol declanșator, mai ales când se ajunge la arsură sorală, dar la cei mai mulți dintre ei, ultravioletele sunt amelioratoare pentru afecțiune. Expunerea la soare în timpul verii, de regulă, stabilizează psoriazisul. Ce putem să facem? Desigur, am trecut în revistă factorii de risc pentru că pe aceștia îi putem cât de cât gestiona. Este poate incredibil, dar pacienții care au forme ușoare de psoriazis, câteva plăci, dar stabile în același timp, pentru că au renunțat prea devreme să și le trateze, au o calitate a vieții mai alterată decât cei care fac pusee grave și pe care îi ducem la spital, medicul îi scoate din puseu și îi stabilizează. Deci cu cât durata plăcii pe pielea noastră este mai mare, cu atât impactul social pe de-o parte este mai mare și, după cum v-am spus, impactul asupra altor funcții ale organismului devine și el mai important. De aceea e important să tratăm puseul activ, să nu-l lăsăm să persiste. Și, desigur, dacă sunt câteva plăci localizate, ne îndreptăm spre tratamentele locale. Dacă sunt forme foarte extinse, ne îndreptăm spre tratamente generale.
Tratamentele locale presupun folosirea obligatorie a unor emoliente care să îndepărteze scoamele, folosirea unor agenți activi care să reducă plăcile roșii pe care le avem pe piele, și aici avem agenți activi sub formă de creme, sub formă de tratamente cu ultraviolete și, mai nou, pentru cei care au doar câteva plăci și nu vor să-și expună întreaga suprafață a corpului, tratamente laser, care sunt eficiente pentru plăcile număr mic, sunt cost eficiente în primul rând și mai sunt eficiente de asemenea pentru psoriazisul unghial, care este destul de rezistent la alte tratamente. Tratamentele sistemice, moderne, presupun că pacientul a trecut prin tratamentele locale. Acestea ori au eșuat din cauza pacientului, ori au eșuat pentru că într-adevăr nu erau eficiente, și urmează apoi o serie de tratamente interne cu efecte adverse destul de serioase, dar care pot fi gestionate dacă pacientul își menține o relație activă cu medicul, se monitorizează și pot fi ținute sub control. Aceste tratamente includ derivați foarte puternici de vitamina A, de tipul acitretinului, anumite citostatice, de tipul metotrexatului și, mai nou, în Programul Național de Psoriazis, există tratamentele cu agenți biologici care reduc inflamația generală care există în organism și care, la nivelul pielii, are manifestarea sa principală. Evident că, fiind tratamente care modulează imunitatea, anumite persoane nu sunt candidate la aceste tratamente și trebuie să se întoarcă la tratamentele locale, pentru că dacă pacientul are deja o problemă imunitară, are un cancer sau are un risc de a face cancer, nu poate să facă tratamente imunomodulatoare.